Salutări, oameni frumoși! Eu sunt Naie și m-am întâlnit astăzi virtual cu Adrian și cu Șerban, care sunt doi amici foarte buni ai mei și doi colaboratori din lumea dezbaterii, ca să ne folosim superputerile de gândire critică și argumentare, sau, mă rog, ce credem noi că sunt superputeri de gândire critică și argumentare, ca să încercăm să facem ce putem, să ajutăm oameni ca voi să combată narrative dubioase despre război. Sunt foarte multe mituri dubioase despre ce se întâmplă acum în conflictul dintre Rusia și Ucraina, invazia Rusiei către Ucraina, și fake news, sunt bucăți, elemente efectiv de propagandă. Vrem să vă spunem câte am observat noi că sunt alea care apar cel mai des. Și vrem să vă ajutăm, să vă dăm niște sfaturi și tehnici de cum să îi ajutați pe alții să-și dea seama că e mai degrabă vorba de propagandă, că e mai degrabă vorba de mit și că e mai degrabă vorba de neadevăr. Mălă, Șerban, vreți să vă vorbiți un pic de tot despre voi? Șerban. Sigur. Salutare tuturor. Eu sunt Șerban, sunt trainer de dezbateri de mult timp, de peste 14-15 ani. Sunt antrenorul lotului național, mă activez ca consultant de comunicare, coach de discurs și comunicare. Învăț oamenii să țină discursuri și să fie persuasivi. Și tocmai de aceea se potrivește cu discuția noastră în care în unele situații niște narațiuni false, bazate pe informații false, reușesc să fie persuasive și să ne punem noi întrebarea cum facem să demontăm asta și să fim noi persuasivi atunci când explicăm că sunt false. Mulțumim tare mult, Șerban. Mălă? Bună tuturor, sunt Adrian sau Mălă, cum spune Naie și cum ne știm noi între noi de mult timp. Noi împreună lucrăm în lumea asta dezbaterilor academice din România. Sunt trainer de argumentare, în principal, și discurs public și lucrez de foarte mult timp, mai ales cu tineri și cu școli, să promovăm metodologia asta a dezbaterii și pentru dezvoltarea gândirii critice în România. Un lucru care, din păcate, în România, din punctul meu de vedere, cel puțin, nu știu dacă și colegii mei împărtășesc, asta lipsește în continuare în educația general valabilă pentru copii din România și care nouă ne-a oferit niște instrumente pe care astăzi vrem să le împărtășim un pic cu voi despre cum putem să identificăm exact narațiuni false, fake news, cum răspundem la ele și mai ales cum interacționăm cu oameni care deja au fost expuși la genul ăsta de narațiuni și ce facem. Dacă avem o bunică, o mamă, un unchi, un văr, ca să vorbim doar de familie, care vine și spune XYZ, Cum interacționăm în genul ăsta de situații? Cam asta ne propunem, cred, să facem un pic astăzi. Da, foarte corect. Mulțumesc foarte mult. Suntem trei traineri de comunicare care ne-am decis să ajutăm cum știm noi mai bine. Evident, toată lumea poate să ajute, nu știu, cu donații sau cu dat share la informații corecte sau cu dat report la fake news. Noi știm să argumentăm și să gândim, așa că de asta suntem aici. Structura pe care vom încerca să o păstrăm pe parcursul acestei discuții o să fie următoarea. Prima oară o să prezentăm care e povestea dubioasă, care e fake news-ul, care e narativa propagandistă care vine dintr-o parte ori alta. După care o să vorbim despre niște red flags, o să încercăm să ne dăm seama cum poți să-ți dai seama ușor că e neadevăr, că e propagandă, că e ceva obscur și dubios la ea. Și după aia o să povestim despre, evident, cum credem noi că stă de fapt treaba și ce poți tu să faci atunci când te întâlnești cu cineva care a interiorizat elementul ăsta, povestea asta, crede în povestea asta, ca să le deschizi un pic de tot mintea sau ca să-i ajuți să vadă și o altă alternativă. Ăștia sunt pașii, asta e structura pe care vrem să o urmăm astăzi. Și avem câteva elemente pe care vrem să le discutăm. Da. Dar înainte de asta, Șerban, dai tu un view general?
Da, sigur. Și cred că sunt câteva lucruri importante de spus aici. Informații false apar, într-adevăr, mai apar în mass media. Uneori sunt și greșeli, și din diverse surse. Deci, pur și simplu, o știre falsă sau cu inexactitate se poate întâmpla. Problema sau fenomenul cu care ne confruntăm și motivul pentru care noi discutăm în societate de fake news deja de vreo 2-3 ani serios, e pentru că există niște valuri concertate de fake news care construiesc narațiuni și sunt în principiu parte dintr-un efort de propagandă conform celor mai multe analize de intelligence care vin din zone precum CIA și experți de securitate. Lucrurile sunt destul de clare că Kremlinul are un efort de propagandă care a impactat multe lucruri, de la campania electorală din America, până la Brexit, până la pandemia COVID și vaccin. Adică, în principiu, există un efort coordonat și susținut de construcție de narrative, da, de povești, da, de realități alternative bazate pe mai multe bucăți de fake news. Și cred că cumva lucrurile despre care o să vorbim astăzi acolo se încadrează. Că nu sunt pur și simplu incidental, nu știu, cineva a greșit o informație și a apărut o știre aiurea. E vorba de știri care sunt parte dintr-o narațiune propagandistă. Și acestea tind să fie și cele foarte convingătoare. Două lucruri vreau să spun așa introductiv despre asta. Pentru că lucrurile așa stau, în principiu există tot timpul, și asta cred că e important, dacă voi cei care ne urmăriți vreți la un moment dat să demontați credințele cuiva despre aceste știri false, trebuie să înțelegeți că există o ideologie în spate. Adică, dacă e să ne uităm cam la toate campaniile astea de dezinformare, să zicem conectate, da? Că nici noi nu putem să știm tot timpul, conectate de propaganda rusească, ele tot timpul vin cu această ideologie pe care adesea o și auzim din gura domnului Putin spusă explicit, și anume toate statele sunt la fel de rele, toți agenții sunt la fel de răi, totul este relativ, fiecare își urmează interesul. Iar credința asta că nu există nicio autoritate morală, nu există nicio autoritate și măcar științifică, da, când vorbim despre chestiunile legate de pandemie, și că deci putem să credem aproape orice, lucrul ăsta demontează credibilitatea surselor oficiale, credibilitatea surselor academice, credibilitatea panelelor de știri, să zicem, demonstrate ca fiind reputabile, și așa că aceste forme alternative, da, aceste știri, aceste informații false capătă un soi de putere. Deci cred că de multe ori e importantă discuția acestei credințe, că totul e relativ, că nu poți să ai încredere în nimeni, că totul e degeaba, da? Că degeaba ne implicăm, că oricum totul e o minciună. Mai ales când vorbim de oameni, și aici, cum vrea cea de-a doua chestie, sunt oameni diferiți. Adică există oameni care poate au fost expuși un pic, da? Au auzit o știre de asta. Și putem să discutăm, hai să vedem de ce nu e adevărată. Dar mai există și oameni care cred că deja au investit emoțional, adică deja consumă de 6, 7, 8 luni de zile și, să zicem, au și prieteni care consumă și deja și-au construit o conspirație în jurul acestor știri false. Ori pentru oamenii aia, unul, ideologia de care vorbeam mai devreme, a devenit ceva foarte interiorizat, deci probabil trebuie mai degrabă să aveți o discuție despre acele tipuri de credințe, da? Și anume că totul e o minciună și... da. Deci aici cumva lucrurile sunt un pic diferite, dar și cred că e important să înțelegem și background-ul ăsta ideologic. Mersi, Șerban, e destul de relevant. Adaug și eu aici că dacă vrei să porți o conversație cu cineva despre un subiect care e cu miză mare pentru persoana respectivă, care dacă cumva sunt subiecte pe care dacă schimbi părerea, nu se întâmplă mare treabă în viața asta. Dacă îți place ciocolata albă și dintr-o dată îți dai seama că îți place ciocolata neagră, nu e o problemă așa de mare. Dacă tu zici că e mai mișto la mare și după aia vine cineva și te convinge că e mai mișto la munte, again, nu se schimbă lucruri importante în viața ta. Chestii legate de politică și chestii legate de cultură și chestii legate dacă cineva pe care tu ai idolatrizat până acum dintr-o dată e vilificat, demonificat, astea sunt semnificativ mai importante dacă tu vrei să
ai șansa să porți o conversație onestă cu cineva din care persoana din fața ta, colocutorul tău, să iasă schimbat, nu neapărat că l-ai convins, să-și plece cu niște semne de întrebare, trebuie să o faci într-un mediu în siguranță. Nu poți să-l faci de rușine în public pe om, nu poți să-i spui că e prost, dar trebuie să îi oferi oportunitatea să ajungă cumva la concluziile astea și prin propriile resurse, să nu simtă rușine. Și eu am văzut în discurs, bine, în discurs pe Facebook, că nu m-am plimbat atât de mult pe afară zilele astea, în discurs pe Facebook, când oamenii încearcă să schimbe părerea cuiva, în general o fac hiperagresiv și o fac folosind rușine. Da? N-ai știut chestia asta până acum și ești prost pentru că n-ai știut-o, asta nu schimbă părerea oamenilor. Și empiric simt chestia asta și studiat știm lucrul ăla. Doar aici, o mică completare la ce ai spus, n-ai exact, adică problema mentală cea mai mare e dacă eu am cred de un an de zile într-o teorie conspirativă falsă, în momentul în care recunosc că nu e adevărată, practic spun, eu am fost păcălit. E foarte dureros pentru noi să spunem așa ceva despre noi. Și așa că de asta e important cumva să pornești la premisele cu care ești de acord. Și de adesea sunt. În majoritatea conspirațiilor, eu am discutat cu mulți oameni care cred lucruri care eu știu că sunt false. Dar, să zicem, 75% din credințele lor sunt în regulă. Sunt oameni inteligenți care înțeleg lucruri corect, dar pur și simplu au preluat niște sau au fost expuși în mod consecvent la niște lucruri false. Și atunci trebuie să pornești de la ceea ce e în comun. Where you agree. Mm-hmm, mm-hmm. Fair point. Bun. Hai să începem cu prima poveste dubioasă, și anume că rușii încearcă momentan denazificarea Ucrainei. Și că ăsta e motivul pentru care Rusia n-a invadat. Ucraina a făcut o operațiune militară specială, astea sunt cuvintele traduse al lui Putin. S-au dus în Ucraina, unul dintre motive fiind ca să o denazifice. Pentru că sunt foarte multe mișcări, sau e o mișcare deosebit de puternică, spun ei, în Ucraina, de extremă dreaptă. Și trebuie făcut ceva cu ea. Adrian, vrei să comentezi tu primul pe chestia asta? Da, mulțumesc. Un red flag aici, ușor de văzut? Un red flag este că... Nu știu, dar cred că vine mai mult din lucrurile pe care poate le știm deja. De exemplu, știm că președintele ucrainean este evreu, de exemplu, și atunci să faci legătura asta între președinte evreu care, ca să spunem acum pentru toată lumea care ne urmărește, evreii sunt cei care au suferit în Holocaust și da, Holocaust este adevărat, dacă își pune cineva această întrebare, e foarte greu să spui că o țară care are o mișcare nazistă puternică ar alege în primul rând un președinte evreu. Asta este prima. Dar informația asta noi o avem, pentru că noi poate ne-am documentat în legătură cu asta. Întrebarea este cum vorbim cu cineva care a auzit știrea asta la internet sau pe internet și n-a stat cumva să vadă sau să verifice sau să exploreze știrea. Un punct care aș vrea să mai spun înainte să intrăm în partea asta practică, poate, este că inclusiv... există ambasade în țări străine, cum ar fi ambasada Rusiei în Africa de Sud, care spune că a spus că, uite, mulțumim tuturor celor din Africa de Sud că ne ajutați, că luptăm împotriva nazismului, cum am făcut acum 80 de ani împreună, la care ambasada Germaniei în Africa de Sud le-a spus, nu e adevărat ce se întâmplă în Ucraina, nu este o luptă împotriva nazismului, din păcate noi suntem experți în asta. Deci, cumva... Un prim îndemn este hai să verificăm din surse de expertiză recunoscute dacă ele există și doi să verificăm și noi un pic împreună ce se întâmplă de fapt pe internet și de unde vin toate aceste informații înainte să ne formăm o părere. Și cred că ăsta e primul imbold pe care l-aș face și pe care l-aș oferi tuturor. Suntem siguri? Asta e întrebarea. Adică eu cred că aș interacționa cu cineva care mi-ar spune rușii denazifică
Ucraina, eu l-aș întreba de unde știm asta, adică aș cere un pic de information, n-aș spune nu-i adevărat, n-aș, chiar cum am discutat un pic mai devreme, n-aș împinge înapoi, spune nu-i adevărat, nu e posibil. Spune-mi un pic mai multe despre ce știi ca să înțeleg de unde pot să apuc problema în conversația pe care urmează să o am. Eu am descoperit două elemente care ar putea să ducă la concluzia asta. Hai, foarte de acord, este egonată. Unu, batalionul Azov, cred că îi spune, care e un batalion de miliție declarat, dacă nu mă înșel, neonazist din Ucraina, și faptul că există un partid de extremă dreaptă în parlament ales. Doar că nu mi-aduc aminte exact cât au luat la ultimele alegeri, dar au luat foarte puțin. Cred că au luat sub 2%. La noi avem și noi, cred că, un partid așa mai de dreapta care e posibil să fi luat mai mult. Da, aici sunt tentat să completez câteva informații. Poate sunt utile pentru cei care o să se întâlnească fix cu știrea asta. Apropo de partide, na, în Parlamentul Rusiei e un partid numit Partidul Liberal Democratic, care e un partid ultranaționalist, practic fascist rusesc, care îl susține pe Putin și care are o 20% în Parlamentul Rusiei. Deși bine, ok, nu știu, putem zice că au fost alegeri libere în Rusia, dar vreau să zic că e o prezență fascistă mult mai puternică în Parlamentul Rusiei. A doua lucru pe care aș vrea să-l spun despre chestia asta cu nazismul este parte din propaganda imperialistă sovietică de mult. Adică ideea că orice identitate națională afirmată de statele sovietice, inclusiv despre Moldova, da? Cei care ziceau că sunt români și vorbesc limba română în Moldova, propaganda sovietică îi numea fasciști. Pentru că nu vreau să accepte ideea de om nou sovietic care vorbește numai rusă și care se supune, să zicem, procesului de sovietizare. Ori asta cumva spun și despre ucraineni, pentru că ucrainenii au vrut să-și afirme identitatea națională, sigur, și cu unele, există și unele partide de extremă dreaptă, cum există mai în toate statele, dar majoritatea partidelor nu sunt extremiste în niciun fel, dar pur și simplu există dorința asta de afirmare a identității naționale. Ei zic că mai mult decât atât trebuie spus despre Zelenski, că era, când a câștigat alegerile, el și partidul lui au candidat pe o platformă tocmai de înțelegere. Deci existau partide poate mai ferme pentru afirmarea identității ucrainene, iar partidul Zelenski a fost cel care a zis trebuie să înțeleagă vorbitorii de rusă și vorbitorii de limba ucraineană. Și eu voi face pace cu președintele Putin. Și a încercat să discute cu președintele Putin, deși acesta avea o retorică foarte agresivă. Deci cam asta e realitatea faptică, politică, ce se întâmplă în Ucraina. Și de unde vine termenul de nazism aici? Pentru că e folosit, vine din propaganda sovietică și acum a folosit, scos din tenebrele secolului 20 și a dus în 2022 de Putin. Și cred că e relevant de menționat aici că propaganda asta, există propagandă care e orientată spre exterior și propaganda care e orientată spre interior. Asta, impresia mea cel puțin, e că e o propagandă orientată spre interior. Da. Putin nu încearcă să convingă Europa că e nazism în Ucraina. Că Europa, da, vorba ta, Adrian, se pricepe la nazism. Știe, da, am mai trecut pentru o experiență de genul ăsta. Vrea să le spună unor oameni care au fost un pic de tot mai departe, da, un pic, nu exagerez, că ăilalți sunt răi, ăilalți sunt diferiți și că ne batem din nou cu același tip de rău cu care ne-am mai bătut odată. Un motiv suplimentar e că Uniunea Sovietică a luptat împotriva armatei naziste și a fost și invadată, exact. Iar cetățenii din Rusia și chiar și din statele fost sovietice, cum ar fi Moldova sau Ucraina, au o sensibilitate deosebită față de pericolul nazist și de asta cumva folosește sperietoare de care oamenii se sperie în mod legitim pentru că sunt cei care i-au invadat și i-au omorât în al doilea război mondial. Mm-hmm. De-aia dorește să facă asocierea asta. Da, așa că mini-sumarizare la tot ce am spus, dacă la un moment dat vei purta o conversație cu cineva care crede puternic în povestea asta,
ajută mult să explici de ce ar putea să fie rezolvat, de ce poate a înțeles povestea respectivă, da? Și povestești cum, de ce nazismul e relevant cumva pentru ruși, explici că este mai degrabă nerezonabil chiar să fie vorba de naziști, că deși există partide extremiste de dreapta acolo în Ucraina, de fapt sunt foarte puțin relevante atunci când te uiți la tot sistemul ales democratic de ei. Și după ce ai făcut chestia asta, da, după ce îl faci să se simtă ok, nu e total nerezonabil ce am crezut eu, a venit dintr-un sâmbure extraordinar de mic de adevăr, care după aia a fost manipulat de alții și exagerat ca să mă facă pe mine să cred asta, și după aia îi prezinți, hey, also, uite-te că această nație de naziști a ales un președinte cu rădăcini evreiești. E rezonabil să se fi întâmplat asta? Probabil că nu. Și chit că omul nu spune probabil că nu acolo de față de, cu tine, poate se duce acasă, știi, și se gândește și începe să-și pună întrebări. Chiar aici aveam să completez, să zic că în funcție de, știi, cum discutam la începutul conversației noastre, că cineva care a fost proaspăt expus la o asemenea știre sau cineva care crede într-o știre de genul ăsta de foarte mult timp, adesea lucrurile, singurul lucru pe care îl putem face este într-adevăr să creăm o sămânță de îndoială. Să creăm o dorință în omul respectiv de a merge acasă să verifice, să se documenteze mai departe. Nu putem să prevenim însă subiectivitatea pe care o avem în a găsi și citi știri care ne validează punctul de vedere, dar deja să convingi pe cineva că, să convingi, poate un cuvânt puternic, să convingi pe cineva să se uite și la alte perspective, poate să fie un prim pas foarte bun în a reduce un pic crezul ăsta pe care noi îl știm ca fiind fals. Și mai e o chestie aici, e și o problemă de disponibilitate de timp. Da? E și o problemă de cât timp avem noi ca indivizi să interacționăm cu genul ăsta de situații și să contribuim la genul ăsta de situații. Pentru că cu cât este mai adânc cineva împământenit într-un anumit crez, mai ales unul generat de fake news, cu atât este mai dificil și necesită mai mult timp și o abordare mai complexă. Cred că au făcut studii, nu știu dacă în Danemarca, dar să nu spun prostii, l-au comparat inclusiv cu ca un proces de deradicalizare a oamenilor care fuseseră puternic radicalizați, că e gen, același gen de efect. Vestea bună e că se poate rezolva. Vestea poate mai puțin bună este că noi s-ar putea să consume mai multe resurse de timp decât avem noi la dispoziție. Că sunt sigur că dacă stăm de vorbă 4 ore cu cineva și luăm în detaliu și lăsăm să ne povestească și punem întrebări și creăm îndoială, putem să obținem o schimbare semnificativă. Întrebarea este dacă avem tot timpul aceste 4 ore la dispoziție și dacă nu le avem, ce putem face ca să obținem rezultate? Aici o să completez în principiu. Da, așa e. Când e vorba de persoana care chiar a fost, să zicem, expusă pe termen lung și acum crede într-o întreagă conspirație, probabil cineva apropiat poate să ajute persoana aia să iasă din... Probabil un străin pe Facebook nu poate, nici chiar aplicând tehnici de comunicare bune, fiindcă nu are suficient timp și expunere. Da, și Facebook nu e cel mai bun loc de a purta discuții cu miză. Bun. Scuză-mă, Naia, cred că e o bucată foarte interesantă, dacă intrăm foarte puțin în ea aici, legată de Facebook. Sunt total de acord cu ce spuneați mai devreme legat de nu e o idee bună să faci pe cineva de rușine în public, asta nu va funcționa niciodată. Dar cred că Facebook ca platformă e mult mai mult decât efectiv persoana aia care răspundește un fake news. E vorba de toți oamenii care citesc informația pe care o răspundesc ei. Și ce am observat inclusiv cu membrii din familia mea este că nu voi putea niciodată pe Facebook să îmi conving ruda că lucrurile pe care le distribuie sunt false sau sunt nasoale, însă comentând în mod regulat la știri care sunt evident false și explicând, uite, articolul ăsta n-a resurs, articolul ăsta vine de pe Sputnik, articolul ăsta, și explicând în detaliu procesul pe care eu l-am parcurs ca să-mi dau seama că e fake news,
sunt alți oameni care vin în urmă la aceleași comentarii, la aceeași postare și zic, da, uite, așa e, cum zice Adrian, ne-am uitat, într-adevăr, pare fake news, pare nerezonabil. Deci munca pe care o facem pe Facebook și pe care poate o faceți și voi pe Facebook, nu e degeaba. Are un impact asupra celor indeciși, asupra celor care vor să mai aibă mai multe perspective, care, dacă răspundeți la comentariile alea, vor fi expuse la perspectivele celelalte, nu doar la cel al fake news-ului. Că, na, dacă vezi numai fake news și asta e singura alternativă în spațiu public, o să zici, na, o fi adevărat dacă nu zice nimeni nimic despre asta. Eu mai vreau să mai completez, promit, Naia, te las să treci la următorul subiect. După ultima completare, care mi se pare importantă, că noi am zis, băi, trebuie să fii empatic cu oamenii. E o diferență. Deci, unu, chiar și ce zicea Mălă, foarte corect. Adică trebuie să comentezi și pe Facebook, dar sigur să o faci respectul ăsta, adică nu se insulti sau să spui, uite, eu îți înțeleg punctul de vedere, dar uite de ce nu e tocmai corect. Deci, sigur, pur și simplu a fi respectos ajută foarte mult în conversațiile astea. Dar doi, aș mai spune, apropo de empatie, e o diferență între cineva care crede și un propagator al acestui tip de propagandă. Adică mi se pare și la nivel etic și moral, în momentul în care devii propagator asumat, ok, nu că ai mai dat un share odată, mi se pare că e mai legitim să existe, poate chiar uneori și atitudine un pic agresivă asupra acestor propagatori agresivi, de altfel, tocmai fiindcă și ei influențează pe alții. Atunci e mai importantă lupta pentru alții, nu pentru ei, da? pentru ceea ce cred și simt alții. Asta nu înseamnă că trebuie să fie necesar de agresiv, dar uneori trebuie să combați. Dacă vorbim chiar de politicieni, putem să vedem și acum, da, scuze, o să zic pe nume, Diana Șoșoacă, da? Care este pur și simplu în mod sinistru, regurgitează propagandă de la Kremlin. Cu siguranță genul ăsta de persoană publică merită toate atacurile posibile, demontări absolut fără mănuși a ceea ce spune, pentru că nu este o victimă a procesului de propagandă sau de fake news. Cred că aici diferența este în care este scopul comunicării tale. Da? Și tu și Mălă cumva ați reușit să ați creat dihotomia asta. Una e să comunici ca să convingi persoana care zice ceva sau scrie ceva pe Facebook, alta e să comunici ca să-i convingi pe oamenii care se uită la conversația ta. Și astea sunt, cum ești la dans, poți să dansezi pentru public sau pentru partenerul tău, așa ești în comunicare și sunt două tipuri diferite de comunicare. Noi ce simt că modul în care putem noi să fim utili cel mai mult acum e mai degrabă la partea de one-on-one, da, da, aia și, de relații. Da, practic aici trebuie să fii, adică trebuie să discuți cu o persoană care crede pe bune și, da, vrea să creadă adevărul, dar pur și simplu a fost expus la niște informații. Dacă o persoană care, dintr-un motiv sau altul, profită din propagarea de propagandă, atunci n-ai ce discuție onestă să ai. Dar persoanele astea sunt rare, de acord. Eu simt că e similar cu la debate. N-are rost într-un debate, chiar să îți dorești, într-un debate competitiv, de ăsta sportiv, să încerci să îți convingi oponenții din cealaltă echipă pe bune. Nu o să fie niciodată convinși. Ei s-ar putea nici să nu creadă în lucrurile respective. E jobul lor, da? Asta e rolul lor. Ei joacă rolul că așa câștigă, da? Așa câștigă punctele, așa câștigă competiția, dacă își fac jobul, rolul, bine. Ok. Hai să trecem la următoarea poveste. Asta e una dintre preferatele mele și anume povestea agresorului. Vina principală pentru ce se întâmplă acum, conflictul Rusia-Ucraina, este a NATO. NATO este agresorul principal. Asta e povestea pe care o discutăm acum. Și motivația cumva, da, contextul e că NATO de ani de zile tot împunge ursul, da, tot împunge Rusia, tot apar nave NATO în Marea Neagră și de ce se întâmplă chestia asta, tot cochetează NATO să se extindă mai aproape și mai aproape de Rusia și normal că Rusia se supără. Ba chiar acum câteva zile Bernie Sanders, care e un politician important din state, zicea, păi gândiți-vă și la noi americanii, dacă ar fi fost Mexic care făcea o
o legătură militară cu China sau cu Rusia, noi americanii am fi fost fericiți și am fi zis că Mexic e independent, îi lăsăm în pace, nu, ne-am fi supărat. Și cumva narativa, povestea e că e vina principal a lui NATO pentru chestia asta. Da, aș spune, sunt câteva lucruri de spus aici. E genul de fake news sau fake narrative insidios pentru că pornește de la ceva care nu are nicio bază, dar pare intuitiv. Nu? Pare intuitiv că, da, dacă o alianță militară face ceva în jurul tău, o să te simți amenințat. Aici cred că sunt pur și simplu două chestiuni logice. Unu, NATO e o alianță defensivă. NATO nu atacă alte state. Asta e prin statutul Alianței Nord-Atlantice și demonstrat, sincer, în multe instanțe, da, NATO nu a atacat ca NATO, decât în instanțe foarte limitate. Unu. Doi, Rusia nu a fost niciodată amenințată de NATO. Pur și simplu, nu, securitatea Rusiei n-a fost niciodată pusă în pericol, mai ales că Rusia e o putere nucleară. Deci nu prea are cum să-i fie frică de invazie NATO. Cum vedem, nici acum NATO nu intră în conflict direct cu Rusia, deși există o criză umanitară masivă în Ucraina și ar putea să beneficieze foarte mult Ucraina de sprijinul NATO, dar totuși NATO nu intervine. Deci ideea că Rusiei putea să-i fie frică că NATO ar interveni pe teritoriul său este una care nu are nicio bază. Și al doilea lucru este că de ce e reacția asta legitimă? Securitatea Federației Ruse este mai slabă acum decât a fost vreodată. Pentru că invazia asta a decimat multă forță militară a Federației Ruse, a făcut ca NATO să fie mai unit, a sporit sentimentul pro-NATO din multe state. Avem state ca Finlanda, ca Suedia, care vor să intre în NATO acum, deși nu erau în NATO. State ca Elveția, care se apropie de NATO. Deci, situația de securitate a Federației Rusiei e pusă în pericol de invazia făcută de Vladimir Putin. Deci, cumva, ideea că NATO este de vină este evident greșită din simplu motiv că se vede cu ochiul liber că președintele Putin vroia să invadeze Ucraina. Din motive care țin de percepția internă și de agenda lui, de ideologia lui. Ucraina nu punea un pericol Federației Ruse, în niciun fel. Dar acum invazia făcută de președintele Putin pune în pericol Federația Rusă. Deci e nerezonabil din perspectivă de securitate. Da, pot să completez și două lucruri aici, după ce spunea Șerban. Cred că există și două false echivalențe aici. Prima dintre ele este că NATO este egal cu americanii, adică NATO egal americanii. Ceea ce, deși americanii, nu știu, sunt principalul contributor militar și financiar la NATO în sine, NATO, până la urmă, este o alianță din foarte multe state membre care sunt suzerane, independente și autonome. Deci nu poate, de exemplu, Statele Unite nu pot să decidă numele NATO că vor invada o țară străină, să zicem, încălcând, cum spunea și Șerban, tocmai Constituția NATO, cum ar veni. Și asta e prima falsă echivalență, cumva că americanii decid și controlează totul. Putem accepta, desigur, că diverse țări, prin prisma puterilor militare sau hard power, soft power sau economice proiectate, pot să aibă o influență mai mare sau mai mică asupra unui organism internațional. Dar de acolo până la a spune că americanii sunt de vină pentru că se întâmplă Ucraina, e un lucru foarte mare. Și cred că a doua falsă echivalență care există este cumva că în propaganda asta rusească, dacă e să o numim așa, ei pun cumva echivalența între NATO și cumva tratează NATO ca pe un adversar omogen. E aceeași chestie ca anterior, dar spun că NATO cumva este un același lucru și ia decizii singur și e un dușman comun la care trebuie să ne raportăm. Ceea ce din nou nu este corect. Cum spuneam mai devreme, NATO fiind o alianță din multe țări care trebuie să voteze cu toatele
că intră într-un conflict sau că participă într-un conflict, mai ales fiind o alianță defensivă, chiar și în interiorul NATO, dacă un membru NATO este atacat, fiecare țară NATO va hotărâ în ce fel va sprijini militar țara care este afectată, cum vor proteja din noi, există multă autonomie. Și cumva echivalența asta, cum discutam și în subiectul anterior, pericolul nazist, acum a devenit pericolul NATO. NATO care vine la granițele noastre, NATO care își mută armatele în granițele noastre, care sunt falsități, sunt enormități, adică nu e ca și cum intră Finlanda în NATO și de mâine o să aibă, cum au avut 200.000 de soldați la granița lor, pregătindu-se pentru o invazie din trei direcții, așa cum au făcut rușii cu Ucraina. Deci exact aceste echivalențe sunt printre primele lucruri pe care le-aș puncta într-o conversație cu cineva. Te vezi că nu-i chiar atât de ușor ca NATO să ia o decizie sau ca NATO să facă ceva. Deci puțin probabil ca NATO să fi generat criza asta. Apropo de generarea crizei, începând cu 1992 în Transnistria, după aia în Georgia, în Abhazia și Osetia, după aia în Ucraina, Crimea și Donetsk și Lugansk, Federația Rusă a invadat sau, în orice caz, a intervenit militar în state și a anexat teritorii în mod ilegitim, încălcând dreptul internațional, în mod consecvent în ultimii 20 de ani. Iar statele NATO pur și simplu au creat, adus capacitate militară la granița cu Federația Rusă într-o anumită măsură, în scop defensiv, pentru că unele din aceste state sunt state care ar putea să sufere aceeași soartă dacă nu ar exista apărarea NATO. Deci Federația Rusă a demonstrat consecvent 20 de ani că are intenții expansive. Cred că nu mă înșel, cum spun, singurul stat major mare din lume care a făcut așa ceva, cel puțin în secolul 21. Și NATO răspunde defensiv, deci nu prea există escalare NATO. Pun o steluț aici, că vreau neapărat să mai discutăm despre asta un strop mai târziu, dar momentan vreau să vă povestesc despre care a fost prima întrebare pe care mi-am pus-o eu când am auzit această poveste de vina NATO. M-am întrebat de unde chestia asta, de ce am zice că e vina NATO când pentru mine, intuitiv, la prima vedere, n-ai putea să-ți imaginezi așa ceva. Pentru mine, că am fost crescut în cultura asta, da, că în bula mea de pe internet nu se poate concepe așa ceva, chestii de genul ăsta. Era imposibil de înțeles first order of thinking, da, la prima gândire. Și m-am întrebat, cum se poate? Am creat această analogie pe care după aia am folosit-o în conversații cu oameni care mi-au spus povestea asta și cred eu că a funcționat. Uite care e analogia și uite de ce mi se pare că pot ajunge unii oameni să zică e vina NATO. În România există o problemă, cu siguranță, de abuz fizic în familie. Există unele familii în care abuzul ăsta este super real. Și imaginează-ți că ai următoarea situație. Ai un soț care vine beat în fiecare zi acasă și tu ești soție și tu știi că dacă vine soțul tău beat și tu n-ai făcut de mâncare sau mâncarea nu e caldă, te bate. Și într-o zi n-ai făcut de mâncare, că n-ai avut timp sau ceva genul. Și vine soțul acasă și te bate. Și acum e vină. Și acum e foarte posibil ca cineva să argumenteze. Din punctul meu de vedere nu e rezonabil și e greșit. Să argumenteze nu vina soțului, că tu știai că soțul când vine și nu vede mâncare te bate. Știi că face chestia asta de 20 de ani. Întotdeauna afacere. El nu o să se schimbe. Tu ai controlul să schimbi ceea ce faci. Tu ai controlul să faci mâncare caldă sau să nu faci mâncare caldă. De păcate auzim asta și despre agresiunea sexuală. Da, corect. Te obișnuiești cu statutul de agresor al abuzatorului, îl iei ca normalitate și te uiți la ceilalți care pot să se schimbe și spui, e vina voastră. Doar că într-o societate sănătoasă, într-o societate spre care noi ar trebui să tindem, să vrem să tindem, agresorul ăla ar trebui să nu mai aibă voie să agreseze. Ar trebui să îi se ia dreptul și cu siguranță n-ar trebui să aibă un buton roșu aproape. În niciun caz. Da? Atunci când faci analogia asta, în experiența mea, oamenii încep să-și pună niște întrebări.
aici, n-ai vreau să zic, mă întorc, țineți minte ce am spus cu ideologia relativizării. Nimeni nu e autoritar, nimeni nu e moral, toată lumea e la fel. Deci exact ideea asta, nu contează cine e agresorul inițial. Nu contează a cui e vina. Până la urmă, știi ceva, puterea domină. Trebuie să ne supunem celor puternici și să ne tărâim cum putem prin viață. Cam asta e ideea asta de relativizare, de nihilism. Deci e fix ideologia asta care spune inclusiv lucruri de genul e vina ucrainenilor, am auzit și asta. E vina lui Zelenski că nu și-a dat demisia și nu s-a predat, ca să nu mai moară nimeni. E vina ucrainenilor că luptă. Păi dacă cedau, nu mai era niciun război. Deci cam același gen de... Și bănuiesc că o întrebare bună de a ghida conversația odată ce ajungem în punctul ăsta este... E o lume mai bună. Și folosești imperativele lui Kant. Este o lume mai bună în care toată lumea atunci când se întâlnește cu un abuzator ridică mâinile și spune fă-mi ce vrei ca să evităm un conflict? E asta lumea în care vrei să trăiești? Și lași conversația acolo. Evident că e mai complicat de atât. Dar măcar poate întrebarea asta are șansa să schimbe ceva în mintea omului. Da. Bun. Dar practic, deci practic miza în aceste discuții va fi la un anumit nivel să face omul ăla să creadă în ideea de dreptate. Sau să-și dea seama că ceea ce spune neagă ideea de dreptate. Cred că prima miză este să poți să ai o conversație reală cu cineva. Da. Adică să nu veniți ca să câștigați. Da? Asta cred că e o greșeală mare. Dacă te duci acolo și zici, mamă, fii atent, am ascultat până aici, Pășecban, o să câștig conversația asta. Asta probabil, nu? Ăsta poate fi de fapt un punct de întâlnire, că probabil omul nu crede că nu există dreptate pe lume și nu ar trebui să existe. Dacă pornești de la asta, uite, ne înțelegem, suntem de acord că anumite lucruri sunt nedrepte și că ar trebui să fie pedepsiți agresorii. Nu? Și vom constata că suntem de acord și de aici putem să construim. Și asta e fix ideea aia de găsești ceva care e comun cu omul din fața ta. Mălă, voi să zici ceva, cred. Vreau exact asta să zic, că ce ai spus tu mai înainte, că e foarte important în orice conversație în care te lansezi să-ți dai seama de la ce pornești prima dată, că merge, da, cum zicea Șerban, credem în dreptate, bun, dar cum arată dreptatea? Că asta e, și asta e diferit de la om la om și cum răspundem la injustiție este diferit de la om la om și e bine într-o conversație. Dacă ne propunem să avem o conversație de a corecta o știre falsă care s-a propagat în interiorul cuiva, să înțelegem dacă pornim măcar de la aceleași puncte similare, moral, etic și așa mai departe. Și o altă chestie pe care aș dori să o adaug aici este din nou legată de relativismul cuiva foarte adânc înrădăcinat în credința asta. Ce a funcționat în cazul meu și în conversațiile pe care le-am avut eu au fost mai degrabă să mă apropii de conversațiile astea interrogativ cu curiozitate și mai puțin afirmativ cu judecată. Da? Spuneam mai devreme, nu judecai să ascultăm, dar cum se traduce asta efectiv într-o conversație este... Tu chiar crezi că cele 27 de țări aliate din NATO pot să facă așa hop, top, se hotărască să invadeze Rusia mâine dacă vor? Și vei primi un răspuns. Și de acolo eu încerc să continui conversația mai degrabă prin întrebări, ajungând la întrebări care să producă un răspuns contrar punctului de plecare. Și vezi că la început ai spus asta și acum spui asta, până la urmă, cum îi? Știi? Fără să judec, doar întreb. Știi? Eu nu dau nimeni, eu doar pun întrebări. Bă, sunt foarte, foarte de acord cu direcția pe care ai setat-o tu. Aș menționa o chestie micuță, că de asta îmi pasă mie multicel. Fix întrebarea, așa cum începe ea, tu chiar crezi că, orice întrebare ar fi cu tu chiar crezi că, în experiența mea, o să primească un răspuns destul de defensiv. Da, e bine în defensivă. Da, bă, chiar cred, care e problema? Care e o formulare mai bună, Nae? De ce crezi? Sau, de ce crezi? Da. De ce spui asta? Știi, cu, inclusiv și dai și tonul contează. Un pic de curiozitate. De ce spui asta? Eu n-am văzut niciodată lucrurile așa. Zim cum le vezi tu. Poți să-mi explici? Da. Asta? Să-mi dai să citesc? Mm-hmm. Da. Și asta. Da. Să știi că acum, zic și eu, am avut și eu câteva experiențe de astea bune
în sensul în care persoana spunea, ok, am văzut, sunt surse, și eu am spus foarte, și sincer, am zis onest. Chiar am zis onest. Eram destul convins că nu vor fi sursele, dar am zis onest. Dă-mi, te rog, surse, că vreau și eu să citesc și să înțeleg. Și asta a dus cumva la un punct în care, na, și-a dat seama că nu le are. Cred că este un moment oportun. Am vorbit mult și cred că am vorbit și bine. Cred că e un moment oportun să luăm niște insights din ce am zis, cu ce rămâne fiecare dintre noi, sau mai degrabă, ce vrea fiecare dintre noi să rămână în mințile oamenilor care o să ne asculte. Mălă, Cerban, eu câte o idee generală de la fiecare și apoi spunem la revedere și spor și mulțumiri. Ok. Da, cred că pentru mine au fost multe idei foarte interesante, dar cred că ce aș vrea să rămână din conversația noastră este că fiecare dintre noi și dintre cei care ne ascultă avem puterea să facem o schimbare în bine, oricât de mică. Da? Chiar dacă pare greu, chiar dacă necesită niște timp și niște efort, chiar dacă poate necesită niște unelte pe care încă le învățăm mulți dintre noi cum să le folosim în relație cu fake news și cu alții, ideea cu care vreau să rămân este că se poate face ceva și că nu este imposibil, nerealizabil, nu trebuie să fim 100 de oameni, e suficient să fim doar unul și chiar putem să facem o schimbare în direcția asta. Mulțumesc! Eu aș spune, o să încerc să fiu foarte scurt, dar doar două idei să subliniez. O idee este, vă rog să nu credeți că oamenii care cred în știrile astea false, în națiunile false, sunt proști, rău intenționați sau așa mai departe. Pentru că nu numai că nu e eficient să te... dar nu e adevărat. Sunt oameni foarte inteligenți, chiar și foarte educați, care cred lucrurile astea. E pur și simplu vorba că sunt niște tactici de manipulare foarte bune puse în joc pentru a convinge oamenii de națiunile astea. Și atunci trebuie răbdare, înțelegere. Și a doua idee, porniți de la ceea ce vă unește în conversație. Porniți de la punctul comun, de la ceea ce sunteți de acord, motivul pentru care stimați și apreciați persoana aia. Porniți de la asta. Căutați real punctul ăla și de acolo deschideți conversația. Foarte frumos, zice Cerban. De la mine ar fi că, așa cum a zis și Mălă, e important să intri în aceste conversații dintr-un loc al curiozității. Se simte dacă vrei să câștigi, dacă ești competitiv sau dacă ești pe bune, onest, autentic, curios. Și ca să poți să faci chestia asta, o rețetă bună e să-ți pui înainte întrebarea: cum a ajuns povestea asta la omul din fața mea? De ce ar putea să creadă chestia asta? Ca să-l umanizezi un pic. Dar ce am făcut la fiecare dintre cele două narrative pe care le-am prezentat, am discutat despre de unde ar putea să vină. De unde vine chestia cu nazificarea Ucrainei? De unde vine chestia cu e vina NATO. Înțelege de unde vine omul celălalt, explică, da, că înțelegi, ca să creezi un spațiu care nu e defensiv. Ca să-l faci pe omul din fața ta să știe că tu nu crezi că e, cum a zis Șerban, rău informat, prost, groaznic. Și de acolo poate să înceapă conversația de bune. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Mersi mult, Adrian. Mersi mult, Șerban. Hai să mai facem de asta, că a fost frumos. Facem. Seară bună. Mersi și noi, Naie. Mersi mult. Seară faină. Pa, pa!